Ungheri în piramidă. Într-o piramidă patrulateră regulată de A, B, C, D, cu fețele laterale triunghiuri echilaterale, se cere A. Măsura unghiului dintre VO și planul A, B, C. B. Măsura unghiului dintre muchiile laterale și planul A, B, C. C. Cosinusul unghiului dintre apotema piramidei și planul A, B, C. Construcția figurii. Am reprezentat un pătrat de latură 40 diagonalele se intersectează în punctul O. În acest punct am să ridic o verticală cu lungimea de 28,2B, vârful piramidei. Unesc vârful cu vârful V cu vârfurile pătratului, acestea fiind muchiile laterale ale piramidei din punctul O. OM, perpendiculară pe BC, este apotema bazei, iar VM este apotema piramidei. Am să verific unghiurile unui triunghi. Unghiul de la bază, tot 60 de grade. Deci, triunghi echilateral. Rezolvarea. Din faptul că fețele laterale sunt triunghiuri echilaterale, notăm VA egal cu AB egal cu L, latura triunghiului echilateral. Baza fiind pătrat, rezultă că diagonala AC este latura radical din 2, AO este jumătate din diagonală, deci latura radical din 2 pe 2, OM este apotema bazei, este jumătate din latură, iar VM, care va fi apotema piramidei, este înălțime în triunghiul echilateral, deci este latura radical din 3 pe 2. Punctul A. Triunghiul VAC este isoscel, VO mediană, deci este și înălțime. Înseamnă că VO este perpendiculară pe AC. De asemenea, triunghiul VBD este isoscel, VO este mediană în acest triunghi, deci și înălțime. Înseamnă că VO este perpendiculară pe BD. Înseamnă că VO va fi perpendiculară pe planul ABC, deoarece este perpendiculară pe două drepte conținute în planul ABC. Și atunci măsura unghiului dintre VO și planul ABC este unghiul VOA, care este 90 de grade, VO fiind perpendiculară pe planul ABC. Proprietate foarte importantă. Înălțimea oricărei piramide regulate este perpendiculară pe centrul bazei. Lucrul acesta se va folosi în calculele de arii și volume. Punctul B. Proiecția punctului V pe planul ABC fiind punctul O, VO fiind perpendiculară pe planul ABC, OA fiind inclusă în planul ABC, rezultă că VO este perpendiculară pe AO. Înseamnă că proiecția lui VA pe planul ABC este OA. Măsura unghiului dintre VA și planul ABC este unghiul VAO. Triunghiul VAO fiind dreptunghic, conform teoremei lui Pitagora, AV pătrat este egal cu VO pătrat plus AO pătrat, de unde va rezulta că VO este latura radical din 2 pe 2. Dar
VO cu AO fiind egale cu latura radical din 2 pe 2, rezultă că triunghiul VOA este un triunghi dreptunghic isoscel. Înseamnă că unghiurile VAO și AVO sunt congruente și au măsura de 45 de grade. Deci măsura unghiului dintre VA și planul ABC este de 45 de grade. Punctul C, VM este apotema piramidei, proiecția lui V pe plan fiind punctul O, înseamnă că proiecția apotemei VM pe planul bazei este OM. În triunghiul dreptunghic VOM cu unghiul O de 90, cosinusul unghiului VMO este raportul între cateta alăturată OM și ipotenuza VM. Făcând înlocuirile, rezultă radical din 3 supra 3. Am să verific unghiul dintre AV și planul bazei. Unghiul AVO, tot 45 de grade. Unghiul dintre VO și planul bazei, 90 de grade. Proiecția lui V pe planul bazei este punctul O. Proiecția lui VA pe planul bazei este AO, iar proiecția lui VM pe planul bazei este OM. Unghiul dintre VM și planul bazei este de 55 de grade. Pe orice calculator există programul Excel care face calcule tabelare. În cazul acestei probleme, pentru a calcula un anumit unghi, se va pleca de la datele cunoscute, în acest caz, latura triunghiului echilateral. 40. În celelalte coloane se introduc diverse relații de calcul. OM este latura supra 2. VM, latura radical din 3 supra 2. VO, latura radical din 2 supra 2. Cosinusul unghiului VMO este raportul între OM și VM. Unghiul, cu ajutorul cosinusului calculat, se poate determina valoarea unghiului. Am calculat și tangenta aceluiași unghi. Tangenta este raportul dintre VO și OM. Unghiul pe baza tangentei, se vede că se obține aceeași valoare cu unghiul obținut pe baza cosinusului. Odată introduse datele cunoscute și relațiile de calcul, se pot introduce diverse alte valori. Pentru latură am introdus 60 și 100. Programul face calculele. Ce constatăm, indiferent de valoarea lungimii laturii, rapoartele dintre cele trei segmente, adică cosinusul unghiului și tangenta, rămâne aceleași. Deci unghiul este tot 55 de grade.